această zi de pregătire, recuperare în vederea meciului de mâine cu Macedonia de nou? Vreau să spunem în primul rând că aceste condiții de călătorie pe care le-am avut sunt excelente. Pur și simplu, faptul că avem venit cu o cursă charter și zborul a fost la o oră foarte bună, pentru noi este, face parte din niște condiții optime de pregătire și pentru asta cu siguranță mulțumim. Avem un antrenament astăzi, sunt fetele acum sunt după masa de prânz, se odihnesc, urmează o ședință tactică, după care o să avem un antrenament. Astăzi urmează ca mâine dimineață să mai avem încă un antrenament de activare, un antrenament foarte ușor ca și intensitate și după aia va urma meciul. Există riscul tratării adversarului de sus, având în vedere victoria foarte concludentă a României în fața Macedoniei de sâmbătă? Asta poate să fie o mare capcană pe care și despre care am vorbit să în niciun caz să nu ne treacă prin cap. Nu cred că suntem în situația de a subestima vreun adversar și nu cred că sportul te tratează corect și cred că mai degrabă te pedepsește dacă faci lucrul ăsta. Iar pentru noi ca și echipă este foarte important să înțelegem că pentru a ne construi identitatea și pentru a respecta lucrurile pe care noi înșine le spunem în interiorul echipei că vrem să le facem, înseamnă că fiecare zi de pregătire, fiecare antrenament, fiecare meci trebuie să fie tratat cu maximă seriozitate și evident la victorie. Care sunt minusurile pe care ai dori să le corectezi față de meciul precedent? Sunt destul de multe situații în care am făcut niște greșeli individuale în apărare, care de multe ori sunt doar de atenție și de poziționare și pentru asta trebuie să înțelegem că e de preferat să-l faci pe adversar, să provoci să joace bine, dar greșelile individuale nu sunt acceptabile și nu sunt ușor tolerate. Așa că asta este unul din aspectele pe care mi-aș dori în faza noastră defensivă să le corectăm. Se ia în calcul și o înfrângere rezonabilă pentru obținerea calificării? Cred că dacă abordezi vreodată un meci gândindu-te că avantajul te poate ajuta și în cazul în care pierzi, nu este deloc o abordare pozitivă, nu e deloc o abordare profi, așa că în niciun caz noi nu abordăm meciul ăsta gândindu-ne că avem un plus 11, în niciun caz. Dacă vreți, abordarea noastră de mâine este că avem minus 5, tocmai ca să evidențiem cât de important este să ne facem treaba în fiecare meci și cât de important este să simțim și ne dorim să simțim gustul victoriei, inclusiv după meciul de mâine. Vei rula tot lotul? Ai în vedere ca jucătoare care poate au jucat mai puțin să joace mai mult mâine? Astea sunt niște decizii pe care le voi lua în timpul meciului. Mie îmi place foarte mult să dau șansă oamenilor și în același timp e important să știm că șansele trebuie câștigate. Așa că există acest echilibru fin în aceste două lucruri. Avem 17 jucătoare, de care sunt foarte mulțumit pentru această perioadă de pregătire și trebuie să confirmăm încă o dată, mâine, parcursul pe care l-am avut în scurta perioadă de acum și din trecut și trebuie să fim chiar și mai buni. Mâine ne putem califica din nou la campionatul mondial. Suntem singura națiune calificată la toate campionatele mondiale. Ce înseamnă asta pentru România? Cred că este o mare mândrie, cred că este unul din lucrurile alea care te obligă să performezi bine, te obligă să înțelegi că există o mare responsabilitate atunci când îmbraci tricoul echipei naționale. Sigur, în primul și în primul rând datorită faptului că pe spatele nostru scrie România și ne reprezentăm țara, iar istoria pe care România o are în handbalul feminin la nivelul acestor campionate mondiale ne obligă și pe noi să ne facem datoria și să ne punem din punct de vedere pozitiv, dacă vreți, amprenta asupra istoriei echipei noastre.